Bună dimineața! Nu știu de ce încep toate vlogurile astea daily cu fața asta, dar asta e fața mea, așa trebuie să mă acceptați și așa trebuie să mă accept și eu mai mult. Astăzi o să vedeți destul de multe lucruri interesante. Astăzi o să avem parte de masaj și eu și Victoria, o să vă arăt. Cred că o să fie foarte relaxant pentru ea, eu am mai încercat să-i fac masaj și n-a stat deloc. Între timp, maică-mea și începe cariera de influencer și a făcut un unboxing cu o lenjerie de pat pe care a primit-o, foarte drăguță. Cum te simți să fii influencer, dragă? Ești fericită? Dar nu mai pot. Tot astăzi ne pregătim să luăm parte la gala Viva Influencer Stories, gala la care am fost și eu nominalizată, să vedem dacă voi m-ați votat și dacă am câștigat. Ne-am comandat câte o cafeluță, pentru că maică-mea e obsedată, după cum bine știți. Și ne începem ziua frumos, zic eu, nu? Hai să dăm noroc. Hai să trăim. Sănătate. O să primească și ea un masaj, pentru că e destul de agitată și simt eu că are nevoie. Ești la masaj, mami? Masaj pentru bebeluș? Ești relaxată? La spa? Ai și muzică de spa? Am făcut masaj și suntem extraordinar de relaxate. Explică-le cât de relaxată e. Relaxată. Ești relaxată, mami, după masaj? Astăzi îmi schimb și telefonul și o să vi-l arăt aici pe vlog. Sunt foarte entuziasmată. A venit! Haide să deschidem împreună. Dar cine ai mai deschis? Da, să știi că i-am pus folie. Ah, ok. Doamne, cât de frumos e. Bă, da, ce hoți ăștia de la iPhone, nu mai trimit, mă, încărcătoare să cumperi, să... Cât de frumos e al... Seamănă cu iPhone 4, nu? 4, 4S? Exact așa am avut eu iPhone 4S, bine, nu exact așa, mult mai mic și cu o cameră. Pare super. De cât e ăsta? De 256. 256. Dar nu-i încărcat? Ba da, acum se deschide. Cât de frumos e. Are folie? Da. Dar ce folie e așa subțire? Hai să-l facem. Încă nu am transferat tot ce aveam de transferat în noul meu telefon. Și de ce n-am transferat totul? Pentru că uitați-vă cam câte poze am în telefon. Am gândit că prima dată ar trebui să mai șterg din ele, să le pun pe laptop și să nu încarc și telefonul acesta. Abia aștept să-l folosesc, dar nu pot să fac asta până când nu mă gândesc exact ce fac cu toate lucrurile de pe vechiul telefon. Dar o să vă arăt. Astăzi are Cristi meci, iar apoi o să vin acasă. Cu siguranță o să vin obosit și nu o să aibă chip să facem nimic. Și sincer, nu prea ieșim noi din casă. Noi ieșim doar la cumpărături. Cu toate că îmi doresc să ies la un restaurant, să avem tot felul de activități, nu prea e cazul și sunt destul de anxioasă de când a apărut Victoria. Și așa că încerc să fac cât mai puține lucruri. Irina voastră muncește. Acum postăm vlogul pe care voi deja l-ați văzut cu siguranță, cel cu împodobirea bradului. Pe acolo sunt hârtii de la colete, de la coletul acestui influencer. Mi se pare foarte tare cât de fericită a fost, da. Ea. Ești fericită, nu? Nu mai pot. Mi-am făcut o baie, mi-am spălat părul și n-am găsit prosoape. Am găsit decât prosopul ăsta care e minuscul și abia îmi ține părul. Și am zis că o să vă arăt produsele pe care le folosesc eu pentru păr. Folosesc acest șampon pentru a scoate nuanța aia de galben din păr. Fetele care au păr blond știu despre ce vorbesc. De la Joico folosesc toată gama asta albastră. Am șampon, mască și conditioner. De la Kerastase folosesc gama asta mauve. Să știți că eu o lună folosesc niște produse și luna viitoare nu le mai folosesc pe aceleași. Sau mă rog, când le termin pe astea, iau altă gamă. Tot timpul le schimb să nu se obișnuiască părul. Nu știu, mie merge treaba asta. Și mai folosesc și acest tratament de la Moroccan Oil, care este cel mai bun pentru părul meu. Ce ați gătit, doamnă, astăzi? Niște bețeni. Șef Florin Conerescu. Da. Ce ai gătit? Somon cu... Spară, s-a cam rupt. Cu
paranghel. Și fructe și legume mexicale. Da. Mexicale. Mexicane. Da, da. Ea mi-arată bine, bine. Super, așa-i? A început să-mi placă sparanghelul și știi că nu-mi plăcea deloc? Da, foarte bun. În sfârșit mi-am făcut și eu un make-up discret și mi-am prins părul în condiție și probabil o să vă întrebați ce e cu freza asta. Dar așa mai fac eu câteodată părul. Când nu vreau să-l ard, când nu vreau să pun căldură pe el, fac codițele astea, îl las până se usucă și îmi rămân așa niște waves super drăguțe. Am zis să mă aranjez, să nu stau la evenimentul Viva nearanjată, cu toate că n-aveam chef să mă machiez, pentru că fața mea arată destul de ciudat. Am niște zone uscate, nu știu dacă le vedeți voi pe aici. Imediat după ce am născut, tenul meu a luat-o roznă, cu toate că a arătat superb pe tot timpul sarcinii. Voiam să vă arăt puțin cam cum arată corpul meu la 5 săptămâni după naștere. Am niște colanți de compresie de la Adiniș care îmi strâng așa toată carnea și un sutien special de alăptare tot de la ei. Și vreau să vă spun din suflet că pe mine chiar m-au ajutat toate lucrurile de la Adiniș. Chiloțelul ăla pentru cezariana e perfect și vi-l recomand din tot sufletul meu. Centura la fel, colanții la fel. A început evenimentul Viva și eu sunt aici. Iată care sunt cele 10 categorii. Cafeluța. Place de Raluca Bădulescu, e așa. Are de toate. De toate. Ții pe mami tău? O să-ți ții la premii, mami. O să-ți ții? Am pus pe televizor să vedem totul mai bine. Yay! Te uiți cu mami! Categoria mea. Materiale audio-video dintre cele mai diverse. La categoria Viva! Eu sunt, eu! Cine câștigă, mami? Mami! Cine câștigă? And the winner is Irina. Irina! Hello, prima! Hello, lumea! Este Irina Deaconescu. Aș vrea primul rând să le mulțumesc oamenilor mișto de la Viva care m-au nominalizat la premiile Viva Influencer Stories și aș vrea să le mulțumesc din tot sufletul meu oamenilor care fac parte din comunitatea mea pentru că m-au votat și pentru că din nou mi-au demonstrat că țin la mine, că le place ceea ce fac, că mă susțin și le sunt recunoscătoare pentru asta. Petrești timp de calitate cu mami după ce ai popat? Te iubesc, mă, bursucule! Ești un drăguț. Ah. Bă, da, am niște fețe pe vlog. Dar e daily vlog, mă vedeți cum sunt eu în fiecare zi, cu mașina mea de spălat, care dârdâie aici pe fundal. Cam așa arată părul după ce am desfăcut codițele, e încă umed. Dacă îl las peste noapte, arată senzațional. Mie mi se pare că arată destul de bine. Eu acum observ cât de lung e părul meu, de fapt. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru că mereu când sunt nominalizată la un premiu și așa, voi sunteți foarte drăguți, mergeți, mă votați. Să știți că mai presus de faptul că câștigăm noi un premiu și că dă bine acolo la palmarescă, până la urmă nu-i contează, ăsta e jobul din care trăiesc și contează și premiile astea, dar în același timp ce e cel mai important pentru mine e faptul că în spatele acestor voturi se află niște oameni reali, oameni pe care i-am făcut să râdă, în care am trezit tot felul de sentimente și de asta au ales și ei să mă aleagă pe mine și asta pe mine mă bucură și mă face să cred că sunt pe drumul cel bun. Mă bucur că v-am ajuns la inimă și voi mie și mă faceți fericită cu fiecare mesaj pe care îl trimiteți, cu fiecare comentariu pe care îl lăsați, cu fiecare întâlnire în offline. Acum e mai greu să ne întâlnim, dar mă bucur de fiecare dată când vă văd. Mami se uită la vlogul pe care tocmai l-am postat. Ia, dă-ne un update. Câte... 104.000. Băi, dă-mă. Băi, dă-mă. Mulțumim. Ne iubește lumea. Da. Pentru cine se uită Camelio? Am popat și la cine uităm? La Shrek. Mi se pare că e fascinată de Shrek. La ce te uiți, mami? Ai lăptic la guriță. La ce te uiți? La Shrek? Au, să înțelegi cum decurge seara noastră acum. Victoria a făcut baie, era super, super nervoasă și am apelat la prietenul nostru și acum e Cristi la televizor. Cine este pe ecran? Ne uităm la meci. Nu știu ce o să înțelegeți din vlogul ăsta, dar așa a decurs toată ziua mea.
Mi-a venit bărbatul acasă și săracul a venit lovit. Puțin. Puțin. Și ziceți că... Până te însori, dacă ne căsătorim mâine. Ziceți că viața de fotbalist e ușoară. Uitați-vă, săracul, ea vorbește. Nu, că mă ustură. Săracul. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem când ne-am vedea.